Astăzi o să vorbim despre un subiect foarte, foarte delicat. Sunt sigur că taberele s-au împărțit foarte bine. Avem tabăra celor care iubesc motoarele termice și tabăra celor care iubesc motoarele electrice. Iar astăzi o să decidem care motor este mai bun. În alt videoclip am explicat foarte clar diferența între 2 timp și 4 timp și vă invit să-l vedeți, dar astăzi o să le comparăm și cu cel electric. Nu cred că există om pe pământul ăsta care să nu fie auzit până acum un motor termic. Că el din 2 timp, că el în 4 timp nu contează. Dar motor electric sigur n-a auzit pentru că ăsta nu se aude absolut deloc. La capitolul sunet, nu știu dacă putem da un câștigător pentru că avem două tabere. Cei care au crescut cu motoarele termice de când sunt mici și le place, iubesc sunetul de motor și cei care s-au născut acum în zilele astea și preferă să nu se audă nimic și să fie liniște și pace. Deci la capitolul sunet să spunem că este egalitate. Acum haideți să vorbim și de ce ne interesează pe noi. Ca să ne mai dăm după coteț, haideți să vorbim despre putere. Pentru că este un canal de off-road și am vorbit foarte mult despre motociclete, o să comparăm în acest videoclip motoare pentru motociclete. Ca reprezentant al motoarelor termice, în 4 timpi, o să luăm un Suzuki RMZ de 450 din 2007. Am avut motocicleta asta, o cunosc foarte bine și pot să vorbesc foarte deschis despre ea. Suzuki-ul din 2007, pentru cine nu știe, este una dintre cele mai agresive motociclete fabricate vreodată. Modelul din 2007 este special pentru că are 4 viteze. Nu seamănă absolut deloc cu celelalte RMZ-uri care au 5 viteze. Are 4 și are o putere incredibilă. Răspunsul motorului este extraordinar, dezvoltă foarte multă putere și prinde viteză foarte mare. Și știind toate astea, haideți să o comparăm cu reprezentantul motocicletelor electrice. Ca reprezentant al motocicletelor electrice, am ales Alta MXR 2018. Pentru cei care nu știau, Alta Redshift MXR a fost produsă de Alta Motorcycles în anul 2018 și eu consider că este o motocicletă de motocross electrică extraordinar de bună. Alta este o firmă extraordinară care a produs motocrossuri extraordinare, dar surprinzător nu știu cum au reușit să dea faliment și extraordinar ca prin magie KTM-ul a început imediat să producă și ea motociclete electrice, culmea cu exact aceeași tehnologie, dar asta o să vorbim puțin mai la final. Dacă ne raportăm strict la comparație între cai putere, să știți că Suzuki RMZ din 2007, cel de 450, avea 50 și ceva de cai, bineînțeles vorbim de unul nou, unul vechi, vă dați seama că are mai puțin cai, ca orice motor tehnic, termic în timp, caii putere se mai duc și dacă îl comparăm pe acesta cu motorul electric de pe MXR 2018, o să observăm că puterea este exact la fel. RMZ-ul are 51 pic de cai și MXR-ul acesta are tot 50 ceva de cai. Deci să spunem că sunt la egalitate. Dar pe RMZ avem 50 și ceva de cai termici și aici avem 50 și ceva de cai electrici. Iar caii electrici sunt mult, mult, mult mai puternici. Dar nu neapărat mai puternici, nu cred că am folosit termenul corect. Răspunsul cailor electrici este mult mai rapid. Imediat ce ai apăsat accelerația la o motocicletă electrică, răspunsul este instant ca nesul. Ăsta este marele avantaj al motoarelor electrice. Iar pe o pistă de motocross se observă treaba asta foarte, foarte bine. Acum o să vă dau un videoclip ca să observați mai bine diferența dintre motocicletele cu 450 motor termic și motocicletele electrice. Pe circuitul ăsta avem o Alta care rupe pur și simplu motoarele termice de 450. În videoclipul ăsta absolut toți sunt profesioniști și după cum se observă, Alta reușește să depășească imediat absolut toți oponenții. Cum motorul electric este mult mai fâșneț, rezultă că motorul electric la capitolul putere câștigă. Haideți să vorbim acum puțin și despre costuri, despre mentenanță. La motoarele termice, că sunt în 2 timp, că sunt în 4 timp, nu contează, trebuie să le facem mentenanța, să le schimbăm consumabilele. Adică trebuie să schimbăm pistonul, care este o componentă consumabilă, și trebuie să schimbăm și uleiul. Iar la motocicleta electrică nu trebuie să schimbăm nimic, trebuie doar să o încărcăm. Dar acum o să spune sigur, bine, bine, dar cât costă o baterie pentru o motocicletă electrică? E bine, o baterie la o motocicletă electrică costă enorm de mult. Deci în momentul în care bateria unei motociclete electrice se duce, trebuie schimbată. La capitolul ăsta, să fiu sincer, chiar nu știu cum să-i dau punctul, pentru că bateria este scumpă, dar și mentenanța este scumpă. Nu știu să fac o comparație, așa că vă las pe voi. Haideți să vedem acum cum stăm și cu capitolul fun factor.
La motoarele termice, eu iubesc să dau de maneta aceea de ambreiaj și să schimb vitezele. La motocicleta electrică nu prea e ce să schimbi, are doar o singură viteză. Asta nu știe decât tare sau încet, atât. De la capitolul fun factor, aș da punctul liniștit motoarelor termice. Haideți să vorbim puțin și despre stabilitate la viteză mare. După cum am mai discutat la motoarele termice și fac un mic rezumat, motoarele în 2 timpi sunt instabile la viteză mare, motoarele în 4 timpi sunt foarte stabile la viteză mare, dar haideți să vedem și cum stă motorul electric. Ei bine, motorul electric, cum este greoi și nu are prea multe componente aflate în mișcare, să știți că este extraordinar de stabil la viteză mare. Deci aici putem să dăm liniștiți punctul motorului electric. Haideți să vorbim puțin acum și despre greutatea motocicletei. O motocicletă cu un motor termic, să zicem că ar fi a 2 timp, 4 timp, nu contează, să facem o medie, are cam 100 și ceva de kilograme. Și motocicleta electrică are tot cam 100 și ceva de kilograme. Deci ambele sunt cam la fel, să zicem că este egalitate. Haideți să vorbim puțin și despre experiența off-road. Când te dai cu motorul termic prin pădure, nu auzi ursul când se apropie de tine. Nu înțelegi nimic din experiența asta, dar cu motocicleta electrică te poți bucura de absolut toate sunetele din natură. Pot să fiu una cu natura, iar pentru foarte mulți înseamnă foarte mult. Așa că o să dau punctul liniștit motocicletei cu motor electric. Eu fac parte din generația celor care băgam o sticlă de jumate la roata din spate la bicicletă ca să sune ca o motocicletă. Pentru cei care nu știau informația asta, încercați, chiar sună ca o motocicletă. Și vă pot spune cu mâna pe inimă că acum mi-aș cumpăra, dacă aș avea toți banii de lume, mi-aș cumpăra o motocicletă electrică. Și acum o să vorbim puțin despre capitolul preț. Motocicleta electrică, cum este și o tehnologie mai nouă, automat și motocicleta costă mai mult, dar nu cu mult mai mult, cam cu 1000-2000 de euro mai mult. Să fiu sincer, eu aș da banii pe o astfel de motocicletă. Am fost obișnuit de mic cu motoarele termice, cu sunetul lor, îmi plac foarte mult, dar îmi place și experiența atunci când auzi absolut tot în jurul tău, când te poți bucura de natură. Eu de asta mă și dau cu motocicleta prin natură, tocmai ca să fiu una cu natura. Și foarte, foarte mulți dintre noi facem asta. În momentul ăsta, motoarele termice evoluează constant, dar evoluează și motoarele electrice. Motoarele electrice de pe motociclete, cei drept, sunt la început de drum, dar au un potențial foarte mare. Mi se pare absolut dubios cum alta companie a dat faliment, mi se pare absolut dubios cum KTM-ul imediat după a început să producă astfel de motociclete electrice exact cu aceeași tehnologie. Nu zic neapărat că a făcut KTM-ul vreo porcărie, dar sigur s-a întâmplat ceva cu alta. Nu a dat pur și simplu faliment pentru că avea o grămadă de reclamă, iar motocicletele dezvoltau peste 50 de cai putere. Dacă vă uitați acum la KTM, motocicleta aceea Freeride AXC, care este electrică, dezvoltă 24 de cai putere. Ce-i drept, nu este o motocicletă de motocross, este o motocicletă electrică mai mult pentru plimbare, ca să te bucuri de natură, dar nu poți să compari o alta cu 50 de cai putere cu una de 24 sau mai știu eu. Acum se apropie tare și Yamaha, care face un YZ electric și cine știe ce o să mai urmeze. Cred că este prea devreme să facem comparații la sânge între motoarele acestea două, termic și electric, dar cred că în viitor, eu cred că electricul va învinge, eu cred că electricul va fi viitorul și cred că generațiile astea care o să urmeze nu o să se mai uite niciodată la motoarele termice, deci o să auzim pe străzi din ce în ce mai puține sunete în 2 timp sau în 4 timp. Cu părere de rău vă spun, așa este. Cam atât am avut de spus, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe pentru că este gratis și mă ajută enorm de mult. Vă salut, pa!